În continuare, vreau să chem în scenă echipa de teatru de la Liceul Teoretic Nicolae Jiga din Tinca. Ei vor interpreta piesa de teatru Cititorul de Contor. Dacă sunteți în sectorul meu. De ce ai venit, voinicule? Ca să citesc contorul. Vai, dar ce minunat trebuie să fie să citești contorul. Da, numai să nu fie cifrele șterse, că așa citesc mai greu. Da, sigur. Ce cum fac? Mă citești eu. Ah, sigur, mă urc pe scaun și citesc. Te urc pe scaun, vai. Ba mi-e frică că odată am și căzut, că nu am găsit scaun și m-am urcat pe o ladă cu predă și am picat. Vai, nu știu. Cu câte viteze ești să mă un moment, Doamne, să mă urc. Ce e? Da. Mă dau jos într-o clipă. Cum l-am citit, mă dau jos. Și după ce te dai jos? Ce să fac? Ah, vă spun 15 kW. 15 kW? Vai de mine, lasă-vă ce puternică ai! Oh, să vedeți când e când mă curentez. Da, că dacă nu găsesc nici scaun, nici ladă, mă urc pe masă. Pe masă? Vai de mine, ce fericită aș fi să stau toată viața. Pe masă? Lăsați, doamne. Nu te lasă, un secund. Ce să mă servi? Nu știți, eu ador gospodine. Cost, nu vrei să te lucrești cu o dulceață de vișine? Sau cu ciorbă de perișoare? Ciorbă de perișoare? Da. Așa de dimineață? Da, dimineață, așa de... Ce repede trece timpul pe lângă, dar nici nu mi-am dat seama că s-a făcut dimineață. Bine, s-a făcut un astfel. Și ce dacă s-a rupt? Trebuie să cu nu e niciun de rac. Bine, asta nu. Ce-i asta? Am pus o tică de pâine frunci. Nu-i scrisi, Marta, nu-ți poți mingea. Păi de mine, trebuia să dau și eu cu tea, dar am să păcim. De ce să mă încoasezi, doamnă? Dacă știam, mă aduceam și paltorul, oricum vreau să-l pute. Marta, ce? Nu poate de la mă, ce să-și
clasă. Vreau să nu, nu! Mulțumim mult! Au fost elevii de la Liceul Teoretic Nicolae Jiga din Tinca.